astăzi la emisiunea Emoții și Iubirea cu o poetă talentată și cu un suflet nobil, doamna Aurelia Rânjea. Ne delectăm cu o poezie scrisă recent de doamna profesoară, o poezie numită Doina pentru românii de pretutindeni. Pe un picior de plai, un cântec de scântec înflorește, etern pe din afară și pe dinăuntru. Verde ca bradul, doinind ca naiul, cu graiul nostru dulce, cu miei timpului în sufletele românilor. Nu te vindeci niciodată de dor, române bun ca o pâine. Doar țărâna asta este a noastră, este leac. Alergi după ea, o cauți, o săruți, o respiri, o transformi în rugă. Nu te vindeci niciodată de dor, nici tu, nici păsările. Doar aici, acasă, totul are sens, altă adâncime, altă căutare. Drumurile sărbătoresc venirea pe prispă, unde cireșii îți trimit scrisorii în fiecare primăvară-toamnă, să treci mai ușor peste iarnă, să ningă în tine cu dalbe petale. Niciodată nu te vindeci de dor, române, în inimă cu iubirea de neam. Țara ta de rai cântă în propria gamă o doină a umanității, în care dorul este tonalitatea supremă a românului ce unește cerul și pământul. Demnitatea noastră încă se zbate să răzbească în istoria lumii. Matricea noastră de neam să-și găsească locul cuvenit. Dacă întindem brațele în horă, nu ne atingem, dar ne iubim. Dumnezeu încă ține cu noi, rădăcinile încă vorbesc în aceeași limbă, cu același dor. Te iubesc, române, frate, bun ca pâinea scoasă din cuptor. Împreună suntem o țară, Dumnezeu să te ocrotească, oriunde ești pe pământ. O doină atât de emoționantă. Mulțumim, doamna Aurelia Rânjea, pentru acest minunat dar. Iar acum o dedicație din suflet poetei și tuturor ascultătorilor. În momentele următoare cu minunata colegă de la Radio Pro Diaspora, Camelia Florescu, și melodia Doamne, ești în toate Tu.